Oamenii legii au efectuat 9 percheziții în Prahova, Brăila și Galați la persoane bănuite de vânzare de noi produse psihoactive. 20 de mandate de aducere au fost puse în executare. Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu luna decembrie 2020, un grup format din 10 persoane ar fi vândut cantități de produse psihoactive către consumatori din Prahova, Brăila și Galați. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost ridicate circa 25 de grame de materie vegetală susceptibilă psihoactivă, 55 de pliculețe autosigilante susceptibile psihoactive, 5 telefoane mobile, precum și 4.000 de lei. Persoanele au fost conduse la sediul DICOT, Serviciul Teritorial Ploiești, pentru audieri, urmând ca procurorul de caz să dispună măsurile legale. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au fost sprijiniți în activități de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și de cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul grupării de jandarmi mobile Matei Basarab Ploiești, Inspectoratului Județean de Jandarmi Galați și Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila.